cea mai frumoasă partidă de până acum de pe toate bălțile. Bine, una dintre cele că... Ia, dar asta e cea mai relaxantă, să se audă păsările astea atât de frumos și încă n-au început ele să dea așa cântecul ăla frumos așa. Și atâtea trăsături, ia uite-l. Oh my god, oh my god, da. Băi, atât de frumos. E și aerul ăsta, deci când am venit înspre baltă, mamă, deci a tras-o și a fugit cu ea, fraților, o vedeam pe dedesubt, nu-mi vine să cred. Când am venit pe baltă, mirosea numai parcă a dat cineva cu Lenor. Hai că începe vântul să bată. Și cu vântul ăsta... Stai. Mamă, cum l-am luat și pe ăsta? A, tot așa se agață de aripioară. Și cu vântul ăsta mănâncă, văd. Ia să vedem, atât. Uitați pe brodărașul. Ne salută. Le liberăm noi. Da, partida e... Mamă, uite ce frumos sunt, băi, ești nebun, nu sunt ca ăia și sunt tot solzii la locul lor. Ce vorbești, mă, atâta frumusețe? Dar vreau să mai prind somn, pitici, unde s-au dus somnii, pitici? Să-mi fac de o prăjeală. Uite-l, mă! Mamă, s-a băgat în stuful ăla, nu, tată, ușor. Stai să-l scot pe asta, repede. Uite-l, mă, pe ciortan. Nu. Oh my god, ce mare! Oh my god, ce mare! Nu pot să cred că l-ați văzut chiar dacă se rupe baremla. L-ați văzut. Oh my god! Ia uite la baba mea. Oh my god! Stai. Ia uite, bă, ce-am luat, bă! Stai, unde e asta? Așa, ca să nu o încurc. Ușor. Băi, brotherii mei! Fiți atenți și ciortan am luat. N-am cântarul să-l cântăresc. S-a băgat în stuful ăla. Nu. Hai, pleacă de acolo, fugi. Mamă, ce mare e! Ce frumos e, ești prost la cap! Băi, mi-a bălăcit toată apa, da, a meritat. Ia uitați-vă, fraților. Băi, las-o, mă, încolo, mă. La fir de 0,10, fraților, plută de 0,3, cârlig de 18. E un cârlig foarte, foarte fin. Ia uitați-l, fraților. Băi, filmează-mă asta. Da, brother. Băi, nu-mi vine să cred. Băi, nu se poate. Am rupt ciortanul sălbatic. De nu l-am rupt. Nu se poate așa ceva, mă, brotherii, mă. Băi, frățiorii mei, mă. Uitați-vă și voi. Dacă veneam să nu pescuiesc, ziceați că, băi, că nu știu ce, că nu știu cum. Stați, stai așa, brotherași. Hai că te scot acum, dacă nu... Gata. Băi, nu se poate așa ceva, mă, să moară Flarisa. Nu, e adevărat, mă, ce prinde brother, mă. I-am făcut și poză și acum eliberarea asta e cel mai mare. Cred că are, cât are? Are un kilogram? Are un kilogram. De brotherii mei, ia uitați unde sunt. Sălbăticie, în Buzău, la pădure. Băi, ce frumos e, uitați-vă că n-a fost înțepat niciodată. Hai, în partea aia, hai. Nu aici, nu acolo, ăla-i. Hai de capul meu ce l-am spart azi, băi. Hai mă, las-o mă, deci nu, gata. Nu mai am ce să mai zic. Băi, și la ce finețe, deci am observat cum a tras, cum a dins-o. La doi viermuși, uite aici. Și după cum observați, nu au nimic, uite. Exact, aceeași plută, aceeași apă, aceeași tot. Exact acolo, pentru că i-am dat să mănânce. Uite, e tot la ea. Ia să vedem. Bine că ăsta a făcut bălăceală când... Mamă, dar ce se ducea încolo? Bine că am întins un pic, îmi vedea să pun picioarele pe aici. Băi, nu se poate. Ia să văd, asta am scos-o că dacă se ducea în ea. Ia uite, bă, ce distracție, ce partidă memorabilă. Păi spuneți-mi voi acum, cum aș putea eu să iau peștele la casă, da? Când pot să mă duc pe o baltă de-asta cu plată, dacă așa, și să o nenorocesc că iau acolo, dar bine, să-mi iau pește, gen, să mănânc, sau mă duc și cumpăr, mă, fraților. Mie îmi plac mai mult bălțile de catch and release, că
prind și eliberez. Dar cât o să mă mai distrez eu cu ciortanul ăla pe care l-am eliberat? Cu toți am prins 5 sau 6 ciortani. Uite că la asta trage. Am mai prins și sompitici? Păi mănânc sompitic, prin ciortan și caras și mănânc sompitic, ca să vedeți. Nu ca să vă arăt voi. Ia. Uite-l. Uite. Gândiți-vă un pic că eu pot să vin aici și să nu știți voi, să nu știe nimeni. Uite. Uite-l mă altul, mă. Păi ești prost la cap unul după altul, coaie. Hai de cap, s-a băgat în stuful ăla. Hai. Nu, că-i firul de 0-10, mor. Băi, nu se poate așa ceva, mă, unul după altul, mă. Bă, ce face Nada? Nu. Oh my god. Păi, aule, să moară direct Larisa. Nu e. Băi, nu se poate, mă, fraților. Băi, nu e adevărat, bă, de ce nu mi-am luat eu, bă, minciogul, bă, stam iar Dumnezeu, martor. Haide! Oh my god! Bă, brotherii mei, las-o, mă, frate, mă, las-o, mă, lăsați-o, mă, că nu e ce trebuie, mă, chiar e. Băi, de brodăraș, hai că și pe aia mi-a băgat-o la fund, dar cred că e un carașel. Uite, mă, ciortan nemai înțepat, la aceiași viermuși cu care l-am prins și pe celălalt, da? Uite ce-mi pare rău că nu mi-am luat și eu dezinfectantul. Gata. Haide, mă, frate, mă, cum, mă, chiar așa, mă, al șaselea sau al șaptelea ciortan pe sălbatic și lumea se plânge că nu. Ia uitați, uitați cât de original e, cât de frumos e. Hai, cât de curat. Hai, go. Nu acolo, în partea, hai. Fiți atenți că nimerește, Ilia. Ia uite-l. Bă, ce presiune are în pneuri. Băi, frate, băi. N-am, mă, unul după altul. Doar ce am aruncat, ați văzut? Băi. Păi ce vrei, mă, dacă Nada e Nada? Uite, uitați-vă și voi. Niște pelete. Spărtură, da? Ia uite ce aici. Și culmea, niște Nadă rămasă de usturoi. Ia uite, exact așa, pac, i-am dat acolo. I-am dat aici, să facă și un pic de norișor. Băi, las-o încolo, mă, dacă n-am spart. Păi vă dați seama, hei, stai. A, am luat o broască de picior, bă, da, proastă e. Ce m-a speriat, a fugit broasca. Ce fac eu, gata, hai că a scăpat. Da, proastă e, mă. Băi, fraților, mă, asta e chiar maximă, mă. Hai de capul meu, partidă memorabilă. Doamne, cât m-am distrat, dacă n-aș fi dat pe o baltă. Dar ce să mai, că te distrezi și pe bălți sălbatice. Dar chiar ce-i în release pe bălțile alea. Dar asta, hai să mai aud acum fel și fel de pescar sau amator. Fiți atenți și firam. E cel de la Regal Fish, firul și cârligele. La fel, ia fiți atenți aici. Pentru cei care vor să știe. Deci de un fir camuflat. Mamă, la... Băi, nu știu dacă vi s-a întâmplat și vouă. Tragă la o lansetă mai puțin și când trage să vină numai de la mare. Exact așa se întâmplă. Și la plută asta... Uite așa, l-am aruncat exact acolo. Și vine că s-a încălzit apa. Acolo, lângă stuful ăla. O plută ca asta e în pom aici. Mai e acolo? E aici, dar nu văd eu. E pe partea cealaltă. Da, că am pescuit de acolo. Păi, frate, bă, trebuie să schimb bateria la GoPro. Că dacă mai prind un drill ca ăsta, și o să mai prind. E ora 4. Ia să vedem, poate, dar nu că e o broască. Deci, pe la ora 4, adică eu vreau să și testez așa, să vedem cam cum mănâncă, pe la ce ore. E chestia că încă nu e apa foarte, ia să vedem, îi dă un târcol. Un târcol. Mic, la plută. Eu la asta mă uit că aici a venit, am dat să mănânce și aici a venit, de fiecare dată am luat ciortanii, 4 ciortani de aici, vreo 3 de aici. Băi, brotherii mei, mă, dacă îi strângeam pe toți cantitate cu tot cu ciortan, sigur făceam 4-5 kg cu toți ciortanii pe care i-am eliberat. Și un ciortan atât, deci inclusiv un ciortan atât a fost eliberat, adică tot eliberez în afară de somnul pitic. Somnul pitic se ia, uite aici, ia să vedem ce e la ea. O țăcăne. Data viitoare o să-mi iau camera, că am zis că tot iau. Mamă, dacă aș fi filmat cu camera, brother, să fi văzut ce frumos. Hai că-i agățat, uite-l.
Mamă, nu-mi vine să cred. Din gură, băi, și ce frumos a plecat cu ea. Asta mă e oftic acum, că n-am luat GoPro-ul, n-am luat camera, ia stați, GoPro-ul e pe piept. Uite-l, somnul piticului. Mamă, a scăpat, și ce rău, îmi pare că a scăpat. Nu-mi părea rău dacă pierdeam un crăpcean, deoarece... Oricum îl eliberam, dar mi-a părut rău că am scăpat somnul la pitic. Să vină să îl prăjesc fraților, să vede ce mănâncă fefia mea. Și eu, somnul pitic, omule, number one, ești nebun. Ia orice dimensiune. Am prins odată somn pitic atât pe o baltă cu plată. Nu mai zic, unde că zice lumea că nu mai putea, nu mai era ce trebuie. Hai să arunc din nou. Hei, uite-l. Hei, nu se poate, mă. Stați. Ia uitați-l, fraților. Nu e adevărat. Iar l-am luat. Ia uite-l. Bă, ești copac. Hai mă, coaie, chiar așa? Doamne, nu pot să-l ridic pe ăsta. Sau l-am luat de... Bă, e mare, mă, cât... Uleu! E frumos, foc. Aaaa! S-a dus. S-a agățat în pom, uite acolo. Bă, ești prost la cap. Mamă, cum ajung eu acolo? Băi, ce l-am scăpat. Hai de capul meu, ați văzut? A tras și a scăpat. Băi, ce bine pare. Ia stați-mă că mă sun. Băi, nu se... Mă sui? Stai așa că bate și vântul. Nu, că pot să mă sui. Uite! Hai, brodere! Gata! Gata, și căzut. Plută! Băi, nu se poate! Băi, ce mare era! Nici nu puteam... Nu puteam să-l... Băi, las-o, ia să vedem, s-a rupt cârligul, dar nu cred. Băi, fraților, hai de capul meu. Bine, oricum îl eliberam. Dacă n-avea un kilogram jumate, n-avea deloc. Cred că, uite, a scăpat că era că e cârligul prea mic, mă. Băi, frățiorii mei, m-am suit și în pom. N-am, mă, ca să vede ce face nada, mă. Adică a nădi. A, mai multe nade acolo. Băi, las-o, mă. Băi, brotherii mei, a scăpat acolo. Era mare deoarece nu puteam să-l ridic. Pe ăla mai mare pe care l-am prins, l-am mai ridicat. Dar pe ăsta nu l-am mai ridicat. N-am putut să-l ridic, să-i... Dar l-ați văzut pe aici, era mare rău. Aoleu, mor aici. Pa! Uite-mă spărtura de porumb. Pelete și o nadă de usturoi. Da? Deci, să țin minte. Amestecul. Haide. Capul meu. Gata, acum îi mai dau peste vreo oră, așa. Ia uite, bă, ce face spărtura de porumb. Și ce face nădirea, bă, și finețea, băi. El nici nu a știut că s-a înțepat, mă, fraților, firul ăsta de 0-10. Am zis că s-a rupt. Nu pot să cred că a ținut atât de mult. A ținut mai mult decât spune producătorul. Lasă-l încolo. Firul ăsta. Și finuț nu-l observă peștele. El nici nu știe că e acolo. Ha, oleo. Bălțile noastre cu plată foarte, foarte, foarte puține au pomi, au sălci. Asta e. Dacă aveam eu baltă, dacă aveam eu bani să mă combin cu cineva de o baltă, dacă nu, era cea mai șmecheră baltă din jurul Bucureștiului. A, nu-i timpul trecut, am eu cu cine să mă combin pe viitor, adică găsesc eu pe cineva. Dacă, da, să arăt eu la lume... Cum e să administrezi o baltă de vis. Sunt câteva frumoase, dar totuși nu e ce trebuie. Și cantitate de pește, și să te distrezi, faci un preț la aia, un preț la aia, pentru toată lumea. Asta e, până un alta, eu prind aici, mă distrez, sunete frumoase ale păsărilor, și răcoare vara, da? Deci aia da, sunt câteva. Uite-l, era un cârlig, un carașel, dar acolo nu dă voie la undiță, așa că nu e treabă bună. Dacă dădea voie la undiță, mergeam și eu pe balta aia, dar dacă nu mă lasă la undiță, e doar catch and release la plantat, unde nu-mi place mie la plantat, că să învățăm peștele numai pe plantat, numai pe bile, numai aiurea. Vă spun eu că cea mai bună baltă de catch and release e aia unde nu dă voie să planteze.
Ia să vedem ce a pus-o pe latul în carașel. Ce frumos. Cât de distractiv. Nu o să vă arăt chiar fiecare drilluț, fiecare capturică. Ăsta am mâncat și vermele. Nu, l-a scos afară. Dar e distractiv. Am pus un pic de râmă și un viermuș. Ah, mulți sunt, ia, și la cealaltă. Mulți sunt învățați la cârlig mare, buchet de viermuș, buchet de râme, știți, ca să prindă pește mai mare. Nu, eu nu sunt adeptul acestui tip de pescuit neapărat. Ia, încă o dată l-am prins. Opa! Mie îmi place să mă distrez, nu mă interesează ce prind, cât prind. Uite, de exemplu, am stat vreo 20, da, nu, cred că, da, cam 20 de minute fără trăsătură, nici sompitic, nimic. Hai să zicem, cam un 20 de minute. Opa! După care a început să vină, după cum observ, dar e firul subțire și dau mult în, trebuie să dau mult în dreapta ca să poată să ajungă o pe mijloc, deoarece bate vânt așa și firul foarte subțire. Asta e finețea. Ați văzut că la finețe l-am păcălit. Ce mic e asta. Ăia mari au luat vacanță? Ce se întâmplă cu ei? Băi, cât de mici sunt, băi. Îi eliberez eu oricum, v-am mai spus. Pe toți. Ia uite-l, pe ăsta ce mare e. Ăsta e cel mai mare de azi. Bun. Ușor. Ăsta e cel mai mare carașel de pe ziua de azi. Da. Sunt și bucăți mari, sigur că da. Da, ce frumos e, băi. Doar că trebuie să dai după ei și să aștepți. Nu poți să știi ce pică, ați văzut? Am dat și eu după carașel sau mai exact după sompitic și după carașel. De fapt, ce vorbesc eu mai aici? Că cine încearcă să vă păcălească? Am dat la pește. Nu poți să știi niciodată ce intră. Am încercat eu să pescuiesc o dată la oblete și am luat caras. După aia am pescuit la oblete și am luat un crap pe o baltă sălbatică. Mă jucam. Deci ca să înțelegeți, la pescuit, fraților, nu există niciodată o regulă. Regula e să fie cârligul în apă cu râmă, cu tot ce trebuie, plasta o mișcă. Și dacă e momeala în cârlig și cârligul în apă, sunt șanse să prindeți. Dacă nu, nu sunt șanse să prindeți. Asta e lege. Ia să vedeți acum că i-a venit spumele, fiți atenți. Cu asta pescuiesc mai între ape, da? Da, mă, că a luat o broască, mă. Cu asta pescuiesc între ape și cu asta așa. Normal. Aproape de fund, da? Mamă, cât de mici sunt. Ia stați un pic să fac eu așa și să-i mai pun alt viermuș. Să mă vedeți un pic și așa în direct, chiar dacă facem video mai lung. Am primit de la mulți și niște donații micuțe, donățele. Uite-l. Și mi-a zis, Șari, uite, să ai și tu de benzină. Un 5 euro, un 3 euro, un 25 de lei. Oricum aveți în primele linkuri. Ia uite-l, carasul sălbatic. Aveți în primele linkuri. Linkurile de la... Dacă vreți să mă ajutați și pe mine acolo cu câte o guriță de benzină, dar nu mă deranjează, chiar vă mulțumesc, adică mă susțineți pentru partidele mele de pescuit gen și în primul link fixat de aici. Ia să vedeți acum, ia uite-l, mamă, fiți atenți, băi, data viitoare iau camera să vedeți și voi cum trage non-stop. Oh my god! Și fiți atenți că s-a liniștit. E ora 5. E ora 5, 17. Ia. Deci cu una dau cam la distanța asta, cu una cam la 50-60 de centimetri maxim, că uite. Ia uite-l. Mamă, ce iau pe ăștia din masa apei. Nu am semnal aici să pot face live. Mamă, ia uite cât de frumos e. Maro. Păi, gândiți-vă că mie îmi convine să îi eliberez într-una, deoarece nu curăț eu pește atât de mic ca să îl mai prind încă o dată.
Ia. Deci, atunci să dau apa mai mică, cum se spune, da? Adică să pescuiesc. Ia, aha, a trecut o broască, da? Pe ei cu unul. O să las, uite și aici. Ma. Da, uite că a fugit cu aia, fuge cu aia la altă, uite. Băi, nu se poate, câtă distracție. Gândiți-vă un pic că acum e timpul cum e. Mai e și pește mic. Cred că am înțepat vreo 2 pești. Să nu exagerez, cred că erau cât o monedă. Adică nici nu știu ce pești erau. Niște pești albaștri, așa, albăstri. Ia uite, a pus-o pe lat. Mamă, ce s-a simțit. Ce marf. Și sunt foarte ușoare aceste două undițe de 4 metri. Uite. Oba! În direct. Băi, asta e distracție. Cum să nu mă distrez? Doamne, parcă am dat timpul înapoi cu vreo 12-13 ani, cu vreo 15 ani, când pescuiam așa la bălți. Ia uite, ce-a fugit. Bă, dar ce e mai aici, mă, o broască? Aha, vin broaștele astea spurcate chiar aici. I-am dat să mănânce peștelui, ați văzut? Dar aș vrea să pescuiesc cu asta la, mai la, să le inversez, da? Hai că o să le inversez eu, deoarece, mamă, ce-a sărit crapă aici. Deoarece aici intră, vine de la stufă, aici intră ciortanul, da? Am prins ciortan și aici, dar cei mai mulți am luat aici. Bun, așa voi face. Și acum o să dau cu asta la cât mai spre fund. Și cu asta, dar stai că are pește. Cum să nu mori, mă? Și nu mai... Ciortan! Ciortan de broadă! Ia uita ce mic e, ciortănaș! Băi, iar am prins un ciortănaș mic. Băi, câtă dulceață are pe el, mă! Băi, de broadării mei! Ia uitați, fraților! Vedeți că au mustață. Stai, frățiorul meu, una ca fardul meu! Oine. Băi, cât suflet au în ele, bă, ce motoraș, au set de 80, mă, ia uitați-le mustăcioara, da? Stai așa că mi s-au închis, gata. Ați văzut mustăcioara? Uite mustăcioara. Ca să înțelegeți, și are altă formă. Băi, păi dacă e baby ciortan aici, e și mama ciortan aici, nu? Am eliberat-o direct, nici n-am mai pus-o, ați văzut. Oricum pe toți îi eliberez. Deci al doilea ciortănaș mic pe care îl prind. Păi cum să renunț eu la balta sufletului meu? Și acum haideți să vă spun așa. Să vedem ce avem aici. Avem unul viermuș decedat la datorie. Mai punem unul. Și micșorăm distanța dintre cărlig și plută. Dăm apa mai mică, cum se spune. Ia să vedem. Gata. Ia. Bă, aici n-am prins roșioară, n-am prins oblete. Nu există roșioară, oblete, ei sunt pitic. Da, bă, da, uite, am dat apa mai mică, ia să vedeți. Ia uite. Deja fuge cu el. Hai că îl mai las un pic să se... Uite-l. Ați văzut? A fugit cu ea până mai încoace. Adică l-am înțepat, dar nu foarte tare. Băi, uite mă, uite. Asta caută toată lumea, ia uite-l. Băi, ești prost la cap. Dar e și pește mai micuț, dar nu am găsit oblete sau roșioară. Nu am luat deloc. Doar 3 specii, caras, ciortan și sompitic. Ia, că e la asta. Hai, la asta să fie un crap. Mamă, sompitic. E bun. A, scăpat cât moftic. Deci nu moftic de un ciortan, cât moftic că l-am scăpat pe ăsta. Uite ce... Carașel frumos. Aha. Hai că ăsta e frumos. E, ăsta se apropie, mamă, ăsta e mai măricel. Cred că ăsta e cel mai mare de azi. Am mai prins eu unul. O să-i vedem pe toți la sfârșit, de brotherii mei. Sunt convins că sunt foarte gustoși. Dar îi eliberăm. De data asta nu am să păstrez deloc. Am pierdut încă o linie. Nu am mai filmat. Până să dau drumul la filmare, am prins tot așa un ciortan, dar cred că era mare, cred că avea 2 kg, deoarece n-am mai apucat să dau drumul la registrare, că pâc, s-a întins, s-a dus încolo și s-a rupt. Și am făcut altă linie.
Avem aici un cârlig foarte, foarte mic. Deci foarte, foarte mic. Ia priviți ce am aici. E un 18. Băi, mic, când zic mic, mă refer mic, mic. O plută de un gram. Băi, deci finețea asta merge de rupe. Mai ales în apă rece. Dacă vreți să înțelegeți cum se prinde pe baltă sălbatică, uitați-vă la mine. Finețe, da? Dacă nici de data asta n-am pescuit la, cred că maxim de finețe, bine, maximum maximului e, ar fi un fir de 0,8. Păi ce credeți, că nu vin să pescuiesc cu fir de 0,8? Să vedeți ce prind la fir de 0,8. Broaștele sunt singurul inconvenient al bălții, deoarece, deci nu înțeleg sensul lor, aleargă pe baltă tot timpul și se intersectează cu firul și trece peste fir și îl mișcă, adică îmi mută pluta. Ia, uite ce ciocan i-a dat aici, la dreapta. Mută pluta dintr-un loc în altul. Gata, ăsta e luat, uite-l. Băi, frate, băi, deci nu se compară, mă, distracția asta cu altă distracție. M-am uitat pe unele grupuri, sunt abonat și ce credeți? Hai, o majoritate, că am fost la balta cu tare și n-am avut niciun țac. Am fost la balta cu tare și n-am avut niciun țac. Unii au plantat și că 36 de ore. Păi cum să te duci să plantezi pe praful ăsta, mă, pe apa asta așa rece, mă? Dar lumea nu știe, mă, nu toți sunt pescari, mă, sincer, sincer. O spun din toată inima, nu sunt toți pescari. Și dacă nu sunt toți pescari, nu o să prindă. Se duce la plantat pe praful ăsta. Păi unde plantezi? Că peștele nu-l găsești în mal acum. Chiar ziua, dacă e, nu e chiar așa, încă nu. Dar na, asta e. Unde e învățat la plantat, da, prins, că acolo prins orice ar fi. Ia să vedem cum arată viermușii noștri, sunt perfecți. A început să mai bată vântul. Eu am luat de la Claumar, în caz că vă interesează, o soluție pentru țânțari. Ia să văd eu unde e. Uite aici, de la broderii Claumar. Nu e produs de Claumar, dar îl găsiți la ei. Și văd că își face treaba, miroase și foarte frumos. Are un miros așa de, nu știu, ceva foarte frumos, așa, flori. Și n-am mai venit țânțari, dar sunt țânțari. Nu mi-am dat pe gât. Aoleu, s-a agățat chiar acolo. Băi, unde am mai agățat? Uite, acolo e o agățătură. Acolo am mai pierdut o linie, mă, fraților, mă. Da, uite, am prins la cealaltă. Îl mai las acolo, așa poate iese. Vedeți, și cu primul peștișor cu cârligul ăsta. Se pare că nu are nicio treabă, deci agață tot. N-am fost pe Pantelimon cu cârligele astea. Uite, aici am agățat și acum am agățat din nou, uite. Nu știu cum să fac. Am pierdut o linie aici. Din păcate, sper că mai cred, sper să nu o pierd și pe cealaltă. Asta e urât pe băl sălbatice, că sunt crăci acolo, că am dat, am mai agățat. O mai las un pic și de la curent poate iese. Așa am pățit și cu cealaltă. Se desface și iese. Sper. Am agățat în același loc. L-ați văzut ce a sărit aici? Ia. L-am agățat în același loc. Mamă, a sărit încă o dată acolo, mor. Chiar acum. Ia să vedem, poate mai sare odată. Băi, cât adevărăciune, cât adrenalină. S-a rupt un cârlig și am pus altul. Am pus un cârlig albastru, de la mic, 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 mic de tot. Ia să vă călăm eu pe aici, pe undeva. Uite. Uite așa. Cârlig de ăsta mic, de cât e? De 11. Așa scrie pe el, dar e mult mai mic, adică, băi, uitați-vă puțin la ce vă spun. Broaștele stau numai pe la mal, pe aici, da? Pe la mal. Ia uite, ia uite, mamă, ce-a fugit. La fix l-am luat. Broaștele stau numai pe la mal și se mișcă toată ziua, ba stânga, ba dreapta, ba stânga, ba dreapta, dar nu le înțeleg de ce cotrobăie atât. Mă zăpăcesc, îmi zăpăcesc firele. Ia uitați. La... Hai că mi se pare că e și la cealaltă, la cârligul ăsta albastru, de 11, dar nu știu, acum, na, diferă în funcție de, nu știu, fabricant, de la fabricant la fabricant, ați văzut că, ia uite-l, ia, și la asta,
L-am luat pe Ciortan, coaie. Sau e caras mare? Băi, ești nebun. E un caras, mă, dar e cel mai mare de până acum. Mama, hai că pe ăsta le iau pe aici. Cam, păi, de ce nu mi-am luat eu mici ogușani, vlogger? Fish hacker. Da, e, ăsta era de reținut. Ia uite-l. Băi, ești copac. Mamă, ăsta e de reținut. Că e mare. Oh my god. Eu vreau să vă și ce gust are. Pe ăsta îl rețin. Vedeți că e mare, da? Mamă, și la ce cărlic mic ai că vă arăt imediat. Ăsta e mare, brother. Mamă, ce mare e. Am o găletușă acolo și are și apă. Mai mult eu pești am pus somnipitici. Băi, fiți atenți aici. Hai că-l arunc și pe ăsta doar să vă arăt. Hai. Jucați-o pe asta. Am eu jec sub unghii de la baltă, că n-am avut când am venit, da? Bag mâna în omul ăsta. Fiți atenți aici, uitați-vă, cărlig. Al de cărlig. Dar ce formă agresivă are. Îmi doresc foarte mult cu tipul ăsta de cărlige să prind un ciortan. Să văd dacă rezistă, cum rezistă și cum se înțeapă. Să știu să-mi iau și eu vreo 15-20 de pliculețe de-astea. Sunt foarte bune, mă. Foarte, foarte bune. Uite, am mai început un pic vântul. Băi, ce caras frumos. Ăla da, pe ăla îl rețin și eu că e mai mare și dacă aș mai prinde unul, doi caraj de ăștia mari, îi aș reține când, când prăjesc că... Ia să vedem. Ba, uite, bă, broasca ce-mi face, băi. Ați văzut? Se plimbă broasca pe deasupra, ca să înțelegeți. Și îmi ia și firul la picioare. Și am impresia că trage... Deci nu înțeleg broaștele astea, ce tot caută ele. Nu stau și ele în apă să mănânce și ele pământ. O, încă pământ mănâncă. Mamă, ce frumos e că nu bate vântul. Păi ce credeți, că nu vine căldura aia, canicul aia? Ia uite-l, ia uite-l. Mamă, mamă, dar ce-a fugit cu ea? Păi dacă nu mi-am luat camera să vă arăt. Și ce sunet, ia uite-l. Uite cărligul albastru, cum face minuni. Băi, carașelul ăsta e minune, minune. Și ce trage, ce viață pe el. Băi, brother, mai pescuiesc cu una. De ce? Deoarece pe unul din bețele astea de susținere, după cum observați, am agățat o plută. Ia fiți atenți aici, ia. Fiți atenți aici, finețe. La secundă, finețe la secundă, da? Acum peștele s-a strâns aici datorită năditului, da? N-am eu cum să folosesc un... Ia, ăsta-i ciortănaș? Nu. N-am eu cum să folosesc o undiță de 6 metri, deoarece... Stai așa... Ia să dau apă mai mare. Deoarece dau un pumn sus. Ia, că așa dădeam până acolo. Da, știți cu ce o să pescuiesc? Da, na. O să vin la pescuit aici doar cu o lansetă de spinning și așa am acasă o grămadă de aia de 7 grame. Mică, 1-7 grame, care... Hei, ia uite-l, mamă! Oh my god, ce e asta? Ce e asta, șobolan, șarpe? Băi, ce l-am luat, mă! Băi, să nu se rupă, că după aia pleca acasă dacă se rupe. Ăsta e ciortănaș, n-are cum, că e prea... Băi, cum l-am luat! E ciortan, mă, brother, mă, hai, mă, las-o, mă! Băi, mă, lași! Stai, 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 stai. Hai, 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 hai. Păi, se poate. Păi, se poate, mă, prieteni, mă. Oh, 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 stai, 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 stai. Fir de 0, 10. Oh, mamă, stau în picioare cu o singură lansetă. Nici nu știu al câtelea e acest ciortănaș, al 8-lea, al 9-lea, nu mai știu. Am făcut prăpăd. Am făcut prăpăd. Cârligele astea micuțe. Un viermuș. Îl vedeți ce frumos e? Ia, hai. Băi, fraților, bă. Și stau așa în picioare. Acum seara e ora, pentru cei care vor să știe, 6 și 19 minute, da? Deja acum
Începe să se lase căldurica. Adică căldurica începe să răcească. Ce am zis-o și eu, dar totuși. Nu mai bate vântul și începe să... Ia. Stați așa, stați așa. Asta e, mai agăți, da? Ia. Uite acolo. Eu ajungeam până acolo foarte ușor cu o lanțetă de 6 metri. Dar nu pot aici, că ajung în pom. Știți ce o să fac? O să-mi iau un fierăstrău micuț. Am acasă un fierăstrău mic, mic, nu pot să vă arăt acum, are vreo 30 de centimetri. Și să tai crăcile, să pot să iau o undiță de 6 metri. Rațe sălbatice, ia uite, deja trage. Uite-l. Băi, ce să vă, vreau comentarii de la voi, mă, vreau comentarii, vreau. Să-mi spuneți ce părere aveți dacă ați pescuit pe bălți așa. Hai că acum le liberăm, să nu vă fie teamă. Am ce ori să spună și sacoșarii aia puternici. M-au înjurat când am postat. Mă făceau nesimțit, nehalit, sacoșar, idiot, tâmpit. Nu mai făcea față administratorii grupurilor de Facebook să-i șteargă, să-i blocheze. Îmi dădeau mesaje, bă frate, ce să le fac dacă așa sunt, că mulți nu sunt pescari care sunt pe grupurile de pescuit de pe Facebook. Nu sunt ca mine, ei vor să afle bălți și dacă am pescuit, unde am pescuit și la ce am pescuit. Mai mult îi interesează unde, că au ei parașute și n-ați văzut, adică nu știu dacă unii dintre voi au văzut ce scriau unii. Abia aștept să vin să bagă, știu unde e, abia aștept să vin să bagă plasele acolo. Ha, oleo. Te plase-l iar de lola, să ia pește, să mănânce, ești nebun. Dacă nu are distracția în sânge. Și acum mănâncă seara. Să vedem cam până când, să vedeți cât pește am prins. N-am cântarul la mine, l-am lăsat acasă. Să vedeți cât pește am prins. Cred că am 5-6 kg de pește sălbatic. Mai schimb viermușii ăștia că s-au dus. Uite-l, mamă! Oh my God! Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, ce-a fugit cu ea? Oh my God, oh my God, oh my God, nu se poate, l-am spart pe ciortan. Oh my God, ușor, ușor, ușor. E de luptă de mari, de mari, de mari, da? Mamă, în direct așa, mă? Doamne, așa baltă, mă? Hai de capul meu, că nu se merită. O oră mă gândesc numai la cum să-l momesc, că prind. Și o oră când mă duc de acum acasă numai la partida. Băi, băieților, mă. S-a desfăcut, s-a desfăcut, s-a desfăcut. Ia, dacă s-a rupt. Cred că mi-a rupt, a? Da, bă, mi-a rupt cârligul, bă. Uite cârligul în buză. Oh my God, bine că nu i-am dat drumul. Mi-a rupt cârligul, do brother. Păi cât să țină și cârligul ăsta, mă? Bine că nu a scăpat, fraților, ca să-i scot cârligul. Oh my God. Oh my God. Uite, uite aici în buză, îl vedeți? Mamă, cum fac eu să-l scot aici? Că nu am patent la mine clește. Știi ce fac? Da, agăț cârligul de aici. Nu de alta. Eu am cârlig. A, gata, uite, 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 uite cârligul. Eu am cârlig, dar să nu-i fac lui rău. Gata. Așa, mă, brother-ii mei. Ok. Încă unul. Ce să mai zic? Ia, îl las acolo. Mie îmi place când fuge el. Ia, fiți atenți că se activează. 3, 2, 1. Două pa patra gogule, ia, hai. Hai, hai, sus, tăt, n-auzi. Hai, de, n-auzi, de. Uite-l. Oh my God. Și să vă mai spun una. Ca să vedeți ce înseamnă să fii pescar. Dacă în viața voastră nu vi s-a întâmplat chestia asta ca să... Din toată cutia de viermuși. Să o scăpați pe jos, să vă mai rămână câțiva, înseamnă că n-ați fost și nu sunteți pescar. Ia că mai găsit aici câțiva viermuși. Nu-i problemă, că oricum nu mai stau mult. Da. Pentru că nu sunt pescar. Mamă! Direct! Și fiți atenți că ăsta e caras de la frumos. Bă, ești prost la cur. Bă, ești nebun la sub braț. Aole, ce l-am luat la sfert. Tăi de capul meu, băi, brother, băi. Dacă l-am obosit pe ciortan. E ciortan. Stai, stai, stai. Băi, nu se poate așa ceva la secundă, brother, cum am...
O, să nu dau un pom, că se agață. De fapt, am dat un pom, da. Ia uitați-vă mâna. Ia uitați-vă. Oh my god. Nu mai știu cât am luat. Cred că am luat 10 ciortani. Originali. Ia priviți. Ce mai vreți, mă? Ce mai vreți? Uitați cârligul aici. Mamă, cum l-am luat. Băi, brother, ia să văd. Se înregistrează aici? Da, merge. Merge camera. Ha, nici nu mai știu al câtelea e. Ha, ha. Păi cum să nu mă distrez eu din nou cu el când îl prind? Băi, fraților, băi. Băi, fraților, băi. Hai de capul meu, ancora. Ancora care sparge norme. Băi, tot cu viermuși ăștia dau din picioare așa, ca calul pescuiesc. Deoarece de la ora asta, gata, a pus-o pe lat. Ia uite-l, na mă, na. Băi, ești... ce vorbim noi aici, mă? Și fiți atenți ce înseamnă, deci acum știu cu ce am nădit. Gata, ho, 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 ho. Băi, mă, lași, cum mă să prinzi atât de mult, mă? Când o să vedeți ce am aici, mai la sfârșit o să nebuniți. Nici nu știu cât să vă mai, câte drill-uri să vă mai las aici, dar vreau să vă îmbolnăvesc direct așa, în direct. Cel mai bine e așa fac. Filmez 20 de minute, jumătate de oră într-una, în continuu, când începe el să tragă, ca să nu zică lumea că, dar ce să mai zică lumea, mă? Ia uite-l, e la ea, fii atent. Da, am starlet, fraților, și pun starlet. Da, cel mai bine a mers la undița asta, la firul ăsta camuflat și la pluta asta mică. Uite, 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 el aia a ridicat-o în sus, a pus-o pe lat, na, na, na. Ciortănică? Nu e. Hei, ciortănică de brotheri. Oricum o eliberăm. E ciortănică, băi. Ia uite, ia stați așa să apăs ecranul, gata. Că mi se stinge ecranul de la GoPro ca să... Ia uite, uite, uitați, uitați, ați văzut? Uite ce ciortănică mică. I-am dat drumul direct, ați văzut, a căzut, s-a dus direct. Nu se poate, bă, cu broaștele astea, uite, bă. Mamă, ce-a sărit acolo, l-ați văzut? S-a văzut ce-a sărit acolo? Hei, ia uite, încă o dată acolo, mamă, pe partea cealaltă. Nu se poate, bă, cu broaștele astea, bă, că uite... Te încurcă într-una, bă. Cum arunc, vine pe firul ăla, că-l vede că se mișcă. Mamă, ce-a sărit. De două ori a sărit acolo. Și cum trage peștele la... Pleacă cu ea, pleacă cu ea. Uite-l, mă, uite-l, mă. Bă, ăsta-i caras? Sau e ciortan? E caras. Îl oprești și pe ăsta, că e mare. Perfect. Băi, băieți, bă, cum a plecat cu ea, bă. Ia să văd. Așa să iau și 2-3 caras să vedem. A? Sau e ciortan? E caras, e caras. Mamă, ce mare e ăsta, ești nebun. Bă, cred că ăsta e șeful la toți de azi. Oh my god, cât de mare e, ce frumos e. Stai, 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 stai. Ho, brother, ho, ia uite-mă. Mamă, ce frumos e. Fiți atenți că, bă, ești nebun, ăsta e cel mai mare caras pe care l-am prins azi. Mamă, cum arată, bă, zici că e torpilă. Băi, mi-a dat în gură cu apă, cu codița aia perfectă, băi, cât de frumos poate să fie ce, ce, hai de capul meu, nu mai am cuvinte, ce exemplar frumos. Ia uitați-l, băi, nu se poate mă așa ceva, mă. Ce vorbești, mă, trebuie să-i fac o poză la ăsta, că e prea crimă organizată. Ia uitați, garoi de caras aici, ce frumos e, ce-a sărit acolo. Hai de capul meu. Originality. Încă un pește și am plecat. Adică facem încheierea. Mamă, să fie asta un caras tot așa. Ia uite-l, a pus-o pe lat. Băi, ești prost. Ia, ia. E agățat, uite-l. Mamă, n-a fost agățat. Băi, revin aici cu drag în orice, în orice loc, în orice zonă. Nădeala e șefa. Păi vin eu de acasă cu nată, gata, muiată, preparată de seara. Uite-l, 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 uite-l. A, a scăpat. De aici, numai de aici am luat ciortani. Uite, uite că pleacă cu ea, fii atent. Fii atent, fii atent că pune pe lat.
Uite-l, uite-l și pe ultimul și gata. Gata, că prind așa până mâine 30 de chile, gata. Ok, haideți că acum începe nenorocirea. Ultimul carașel. După aia o să strâng tot de aici. Îmi păstrez locul curat, ba din contră îmi convine să vadă oamenii că nu s-a prins pește. Aici aruncăm și viermușii. Mamă, ce tari sunt, ești nebun, se rupe cârligul și viermușii nu se rup. Bun, ha. Ok, da? Fiți atenți aici. Ok, eu am pus în două părți. M-am și udat, stați liniștiți. Deci eu am pus pește aici. Astea, nu știu, asta am găsit-o aici pe mal. Dar văd că, din păcate, are găuri, dar eu am pus-o să stea în apă aici, da? Mamă, să vezi cu cât sunt pitic plec acasă, fiți atenți. Și cu câțiva carași, sigur că, da, uite, unul acolo. Haide să vă arăt ce avem aici. Haide să vă îmbolnăvesc. În primul rând, scot ăsta. Haide! Gata, că era băgat prin mijloc. Fiți atenți aici. Oh my God! Nu se poate! Nu se poate, ce am aici? Băi, mă las, ia uitați! Băi, nu se poate! Fiți atenți că selectăm acum. Oh my God, hai aici! Să selectăm. Adică, tot somnul pitic îl punem aici și tot carasul de aici. Uite, ăsta e cel mai mare. Da? Mai am unul. Da, ăla e cel mai mare. Ok, hai să luăm tot carasul de aici. Da, îl punem aici. Ca să vă arăt toți carașii și să eliberăm pe cei ce nu îi opresc. Și ce opresc? Doar trei de ăștia mari. Și somn pitic îl punem aici. Ca să vedeți și voi, fiți atenți aici. Ah, ce mă înțeapă somnul pitică. E și somn pitic pe aici. Băi, ce am prins, băi, ia uitați-vă mă ce e aici. Carașei. Aoleu, păi pentru un sacoșar, în ghilimele spus. Asta e ciortănică? Nu. Ăștia sunt aur. Hai de capul meu, de nu m-ar fi plătit bine de tot, numai să le spun locul. Ar fi venit aici de la, hai de capul meu, din 100 de kilometri. Ca mine. În București ar fi venit aici ca să... Sunt mulți care... Ok, în fine, nu mai contează. Avem aici doar somn... Nu, stai că mai... Nu mai. Avem aici doar somn pitic, da? Doar somn pitic. Acum, să luăm somnii pitici de aici. Nu mă înțepa. Uite, somnii pitici. Mamă, cât de gustos o să fie asta. Băi, ce avem aici? Ia să vedem. Mai sunt somn pitici câțiva aici. Că prima oară... Dar mi-era aiurea să făceam gălăgie. De câte ori mă duceam să arunc cât un pește când prindeam... Ah! Mi-a dat-o pe înțepătură și cred că mulți dintre voi v-ați dat seama cum a înțepat. Stai. Trebuie să-l lasă să se liniștească un pic. Ah, ce m-a înțepat. Zgura mătii. Hai că te prind eu acasă. Hai că... Na, până nu se liniștește noi. Sau cu mânuși. Ia să vedem dacă mai avem un pitic repede. Nu mai avem somn pitic? Nu mai avem somn pitic, fiți atenți. Eu o să opresc somnii pitici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 somn pitici și carașii cei mai mari. Asta înseamnă carasul ăsta. Stai așa să dau un click aici să se vadă. Ia fiți atenți cât caras am prins aici. Ce să mai, ia uite. Da? Fiți atenți aici, ia uite. Cât caras am prins. Băi, brother, băi. Și am venit la ora... 1 aici. Deci, opresc un caras pe ăsta că e mare, da? Să văd și eu gustul lor. 1, 2, ia uite-l. Și ăsta e mare. Ha? Ajunge sau să mai iau câțiva de aici? 2, ăștia scât palma. Hai să-l mai iau pe ăsta. 3, și ăsta e frumos. 4 și atâta. 4 carași. Hai să le iau și pe ăsta 5, că e și ăsta frumușel. Atât, 5 carași. Deci mi-am oprit. Fiți atenți, ăsta e alt tip, ia uitați, vedeți, e mai închis la culoare față de ăsta. Deci 5 carași, da? Mamă, ce ești nebun, am 2 kg aici. Cu tot cu somn pitic. Bun, uitați-vă ce am prins azi, ce a prins băiatul, unde să merge să-i dăm drumul, să le liberăm. Opa, Penelopa.
Pe budureu ăsta mă ține? Ce ai mă, cade în spargoasele. A? Aici, 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 aici. Aici, aici am pescuit data trecută, pluta. Ah, e în pom acolo. Bun, haide să-i dăm drumul de la de aici, de pe buturuga asta. A? Mă ține, mă, mă ține, mă ține, mă ține. Stai, nu mă ține, ba mă ține. Gata, gata, gata. Fiți atenți aici. Ia uitați. Ce se bucură, ei abia așteaptă. Ei nu o să sară din asta, decât dacă sunt roșioare sau... pentru că ei tinde să se ducă în jos, vedeți? Ia uite. Ia uite. Băi, ce am luat aici, băi, cum să... Aoleu, cum să mănânc eu pitici ăștia, mă, și nu neapărat de pitici. Ia uite ce am aici. O grămadă de pește. Cred că am vreo 3 kg. Ok, hai să vedem dacă găsim pe aici vreun... ciortănaș, nu știu. Ia uitați-vă. Ha. Le dăm drumul așa frumos. Uite. Tuturor. Ia să vedem dacă avem vreo ciortănaș pe aici. Sunt transparent cu voi pentru că sunt transparent cu mine. Nu trebuie să vă păcălesc pe voi. Pentru că eu pot să vin aici să iau oricând, oricât pește vreau, fără să vă spun vouă, dar nu fac așa ceva că nu mă interesează, nu am un interes. Eu am un interes să-i mai prind pe ăștia, credeți că nu-i mai prind? Da. Ia să vedem dacă mai avem vreo ciortănică pe aici, nici nu-i mai număr, că sunt zeci de pești. O baltă plină de caras, dacă am prins eu, păi dacă mai erau încă 20-30? Du-te, fă de aici, a venit broasca aia urâtă. Ia uitați, câte 3, câte 3, câte 3, câte 4. Toți perfecți. Nu cred că, adică știu că am eliberat mai multe ciortănici. Mici, ia să vedem, nici aici nu am câte 4. Da, nu e, ia stați un pic, gata. Oh, ce nașpa stau și pe bățul ăsta. Da, carași, 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 carași. Da, ce mă înțeapă unde m-a înțepat somnul pitic. Ia. Nici aici nu sunt. Uite, uite, uite cum fug. O grămadă de peștișori, o grămadă de carași am prins. Am populat. Ia uite. S-au strâns și broaștele aici. Haide, hai, go. Go, plane, duceți-vă că... Mi-ați făcut ziua frumoasă. Câte capturi am avut și gândiți-vă că am mai scăpat eu vreo... 15 peștișori, adică nu s-au agățat bine. Ia uite. Și încă unul, ultimul. Gata. Ah, picioarele mele. Ok. Ok, ok, gata. Acum, fiți atenți ce fac în... Da, intră tot peștele acolo? Cred că o să intre. O să fac eu așa. Drept recunoștință că știu ce e aici și n-am unde să pun peștele. A? Cum a fost aia? Păi știu eu ce să le dau. Și să vedeți ce am, ce am aici. Am luat și 5 carași pe meritul meu, pe barba mea frumos. Dar credeți că o să stea aici? Da, da, hai că stă. Haide mă, că iau așa. A? O găletușă de pește. A, păi mergem acasă, mă curățăm și prăjim din ei. A, uite. Perfect, o să o punem aici. Ah, ce bine. Da? Ați văzut, n-am luat nimic subdimensionat. Și nu ca să vă răvouă, ci mă respect eu pe mine, că dacă mă respect eu, respect natura. Și ați văzut câți zeci de pești am eliberat, cred că aveam 50-60 de peștișori. De carași, carașei, unii mai mari ca alții, plute pe acolo, am mai rupt din ele, viermi pierduți, apă, 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 am picioarele sloi. O să plec acum, e ora 7 fix. Jumătate de oră fac până ajung la șosea, prin pădure. Băi, Doamne, îți mulțumesc pentru ce mi-ai dat pentru ziua asta de azi. Ancora asta rămâne cârje. Deci cei care vreți să mă susțineți, să mă ajutați cu acolo, cu cât doriți voi, aveți în descriere și în primul link fixat în acest fish vlog și în fiecare fish vlog, linkul de la PayPal, de la Revolut, băgați și voi acolo ce vă lasă pe voi inimioara ca să fac o grămadă de partide de astea să vă răcoresc. Sunet, tot.
Haideți pe grupurile mele de pescuit de brotherii mei din descriere și pe rețelele mele de socializare, Instagram, TikTok. În seara asta o să intru. Mamă, deci m-a înțepat somnul pitic aici, mi-a dat sângele și acum tot degetul mă doare. Ca să înțelegeți cât de, bă, ești nebun și cu unghia din spate de aici. Au început și țânțarii. Pe TikTok-ul meu și Ari Vlogger intru în seara asta și o să fac live când o să pregătesc peștii. Cel mai mare canal de pescuit din România, Fish Hacker, vă mulțumește pentru vizionare și vă aștept în vlogul următor.